Bună ziua! Sunt Ilinca Tranulis, medic pediatru și consultant în lactație certificat internațional. Dacă urmărești acest curs, înseamnă că îți dorești foarte mult să alăptezi și înseamnă că ești conștientă câte beneficii îți aduce alăptarea. Totuși, sunt sigură că nu le știi pe toate, drept care o să le șirui și eu puțin. Alăptarea este cel mai bun lucru pentru mamă și copil, dar nu doar atât, pentru familie, pentru societate, pentru mediu. Alăptarea, oferirea de lapte matern bebelușului, îi oferă hrana perfectă. Este hrana perfect adaptată speciei. Suntem singura specie de pe pământ care bea laptele unei alte specii. Bem lapte de vacă. Laptele de vacă este făcut pentru a crește un vițel, pe când laptele nostru, laptele matern, este perfect adaptat nevoilor bebelușului. S-ar putea, dacă ai un lapte mult, să ți se pară transparent, să ți se pară subțire. E normal să fie așa. Așa trebuie să fie laptele pentru un pui de om. Nu-l compara cu laptele de la văcuță, pentru că acela este pentru un vițel. Laptele matern are în el lipide, proteine, glucide perfect adaptate nevoilor bebelușului tău. Laptele matern îl și hidratează, drept care în primele 6 luni nu trebuie să-ți faci griji despre lichidele pe care le primește copilul. Știe el să-și ia de la sân fix cât are nevoie. Deci nu e cazul să suplimentezi cu apă sau ceai, chiar dacă afară sunt 40 de grade. Laptele matern are în el tot felul de factori activi. Are în el enzime, are în el minerale, are în el bacterii bune care ajută la o funcționare optimă a tractului digestiv. Bebelușul, atunci când suge, își ia de pe sân probiotice, își ia de pe sân floră ce ajută la digestie. Iar în laptele matern se găsesc niște compuși special pentru a hrăni aceste bacterii bune. Atât de mult s-a gândit natura. Combinația de alăptat cu compoziția laptelui matern să-i ofere bebelușului o digestie optimă. Laptele matern protejează copilul de diferite boli, de rahitism, de limfom, de leucemii, de anemie și ajută la dezvoltarea lui optimă din punct de vedere fizic și psihic. Laptele matern vine împreună cu îmbrățișarea mamei și atunci mama și copilul împart o legătură mult mai strânsă.